Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, procentul de promovare medii mai mari sau egale cu 8 este de 44,77% la examenul de definitivat. Au fost declarați promovați înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații 30 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 pentru promovarea examenului. Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât în centrele de examen, cât și online pe site-ul definitivat.edu.ro. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar. Ce rezultate au fost obținute la examenul de definitivat? Anul acesta, la examenul de definitivat, rezultatele au fost, spunem noi, mai bune decât în anii anteriori, având în vedere că în urma statisticii pe care am realizat-o, 58 de note au fost peste 5. 30 de candidați au înregistrat note între 8 și 10, nici o medie de 10, din păcate, dar avem o notă foarte frumoasă la limba franceză, 9,55, probă scrisă de examen. Din cei 85 de candidați, așa cum am mai precizat și anterior, 11 candidați au retras, 7 au absentat, 78 prezenți, dar evaluate au fost 67 de lucrări. Măsurile igienico-sanitare impuse de normele în vigoare au fost respectate. În săli, candidații au fost repartizați număr de 8 sau un număr de 9. Contestațiile pot fi depuse inclusiv astăzi, iar rezultatele finale urmând a fi afișate când? Contestațiile se depun astăzi până la ora 11 la sediul Centrului de Examen al Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Rezultatele finale vor fi publicate atât pe site-ul definitivat.edu.ro, cât și la centrul de examen în data de 4 august.